Este octombrie și eu sunt în Venus. Sunt aici două hoteluri minunate, renovate, de arată mai frumos ca înainte, pot spune despre acestea. Le-au păstrat, nu știu dacă se vede, pe ăsta nu pot să dau zoom, balustrada acolo ca înainte. Și aici e un abandonisment, mi-am oprit mașina rapid că am văzut abandonismentul. Eu fiind într-un soi de plimbărică cu neamurile prin stațiuni să-și amintească și ele și au fost drăguțe. Iată, avem aici un semn de bar. Este ceva fantasmagoric aici. Vai, da, ce-mi place. Bar. O să fac și un Insta story cu el. Cu acest bar. E prea frumos. Iată ce avem aici. Pelicani. Wow, ce-mi place ăla. Un pelican și cu o sticlă și paharul. Ceva profund comunist, ar spune multă lume. Dar mie nu mi se pare că e comunist. E ceva așa de design. Vai, ce frumoase sunt! Doamne, căluți de mare! Și meduză, și un cocoș! Și un mini-iaht! Și un palmier! Ce frumos e aici! Și toate structurile astea de beton. Mi-ar plăcea să-mi fac aici o cârciumă. Să fie cârciuma mea. Iată, chiar are și un nume acest restaurant. E aici o chestie mai veche. O reclamă la Berea Zuga, râvnită din 1870. Dar nu cred că e comunistă. Și este restaurantul Gambrinus. Wow! Ce frumos e! Îmi place acest restaurant. Este o capodoperă. Ia! Fac o poză. Restaurant Gambrinus din Venus. Și acum să vină un câine după mine. Nu am nici măcar o rangă, ceva. Să mă apăr. Dacă se întâmplă ceva. Bineînțeles, astea sunt niște ideații anxioase. Important este spațiul. Deci ce terăsic ar fi aici. Wow. L-au baricadat destul de precar, se pare, cu niște saltele și rângi. Și ce avem aici? A fost cumva renovat. Dar structurile acelea de deasupra sunt similare cu structurile de la Hotel Neptun. Wow! Rozul acela, cred că sunt niște plăci de rigips, este absolut odios. Nu-mi place. Ia să vedem. Și aici au pus un galben. Cred că era tare frumușel restaurantul ăsta la un moment dat. Iată. Aici, prin cracă. Paradis abandonat. Da. Și face aici o locație. Băuturi fine de import și autohtone. Mi-ar plăcea. Cocktailuri, fructe de Marea Neagră. Neapărat de Marea Neagră. Aici se văd și rudele mele, deja au înghețat. Cu siguranță că nu își doresc să apară în video. Nu vreți să apăreți voi în video, nu vă filmez.
Și aici mai avem un complex frumos. Am văzut, cred că Mera ceva. Iată, culori de toamnă, avem un autobuz MAN. Pare că acel autobuz aduce turiști nemți, așa, extra sezon. Dar nu cred că este cazul. Wow, cineva și-a pierdut un capac. E aici sezonat cu culorile toamnei. Și ei sunt viluțele alea drăguțe. Iată ce forme au. Mai întâi să arăt formele, dacă tot vorbesc de formă, trebuie să fiu și eu un pic mai consistentă între ce spun și imagini, că eu n-am răbdare să țin cadru și să și vorbesc despre el. Trec repede, repede la altceva. Spre exemplu, acum la autobuz. Îmi place autobuzul ăsta. Ia uite. Pare de anii 80-90. E Mera Rizol, pe Cineaga Dulcești. Uai, ce-o fi aici, mămicule? Aici este o parcare. Hotel Anca. Ce e aici? Hotelul Anca este abandonat. Nu aș merge până acolo, deoarece observ niște lucruri de așezământ uman, fiind total extra sezon, mă vor goni, mă vor lătra câinii, ceva elegant. Hotel Anca, dar mai ales restaurant Gambrinus. Vile elegante și două hoteluri renovate frumos. Venus.